Bună ziua, dragii mei, donatori de orgasme, și bine ați venit la Tuscuvaca. Motovlogul cu telefonul de data asta pe, cum îi spune, mă, orizontală. Aș dori să încep prin a le ura la mulți ani băieților de la Sirius MC, IP The Fool, care n-a aflat de mătușile din, nu mătușile, mă, ce erau alea, nepoatele din Sascut de pe malul mării, asta este alocul barul, să știe, sau de peisajele minunate din munții Măcinului la întrunirea din Valea Facilor. Vaca! Bună din nou! Da! Seawolves împlinesc 18 anișori, majorat. La mulți ani, fratelor, tot ce vrea mușchiul vostru. Să se îndeplinește! Și abia aștept să ne vedem la următoarea întâlnire. Să trecem la oile noastre. Joia asta, 6 mai, se reinstituie o tradiție veche de ceva ani, cred că sunt câțiva ani, și anume Joia Mod. Băieții de la Slow Riders RC ne invită la rond Maior Coravu pentru socializare cu distanțare, bineînțeles, începând cu ora 19. Să continuăm. Federația Română de Motociclism ne invită la Ciolpani în intervalul 7-9 mai pentru Campionatul European de Motocross, Campionatul Balcanic de Motocross etapa 1, Campionatul Național de Motocross 2021 etapa a doua, brum brum. Border Riders, Sighetul Marmației, deschid sezonul moto pe 8 mai, sâmbătă, dacă nu așa. Cu expoziție moto pe platoul Curtea Veche, începând cu ora 12, urmat de o paradă moto. Duminică, începând cu ora 9, Dark Nights, Direcția de Sănătate Publică Constanța, IPA Regiunea 2, Constanța, Vespa Club Constanța și nu în ultimul rând Mataca Brass RC ne invită la o acțiune de promovare a vaccinării care va avea loc sub egida Împreună învingem pandemia. Fraților, asta e săptămâna, mă rog, ce am până acum pentru weekendul ce urmează. Stați aproape de pagina Dus cu Vaca. Acolo apar toate schimbările, sunt cu unghiul pe băieții ăștia să vedem ce mai schimbă, ce mai adaugă și ce mai întâmplă. Sper că ați avut un miel ușor. Până la următoarea, asfalt uscat, partea lucioasă neapărat în sus și nu uitați, motociclismul este terapie, nu terapie intensivă. Cu toții știm, românul s-a născut în mașină. Multiplicate te ajută să reintri de unde ai ieșit.